astăzi la rețeaua de idoli aș putea să spun destule despre invitat, dar vă încep doar cu faptul că a fost vicecampion național la șah. Am zis bine? Da. Dar vă recunoaște cineva dacă spun doar asta? Da. Sau dacă spun că ați fost tenor în corul liceului Mihai Viteazu, unde ați fost elev? Văd că sunteți documentate. Păi nu știu, atât am găsit despre dumneavoastră. Da, da, trebuia da. Să caut altceva. Ce să spun eu despre Cristian Gațu, ca oamenii să știe că am pus degetul pe piesa norocoasă? Cam mutarea bună pentru eu, ca să închid partida. Eu am început cu... Cu fotbalul. Fotbal. Și... Nu, ați început cu bunica grecoaică. Haideți să luăm de acolo povestea. Bunica mea m-a crescut ea, pentru că și mama și tatăl erau salariați, ziariști amândoi. Ziariști? Da, da. Eu mi-amintesc o povestire pe care ați relatat-o undeva. Apropo de faptul că, asta dacă tot începem să numărăm sporturile cu care ați mers în viață, că ați furat niște bani de acasă, ca să vă luați o minge. Da, 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 da. Da, de ce? Păi... Bunica mea strângea bani pentru pâine, monede și eu, cum aveam libertate, ieșeam pe stradă să joc fotbal și n-aveam minge. Am văzut 3,20 lei, am pus mâna în pormoneu și am furat 3 lei și 20 de bani, atâta. Da, dar reacția ei a fost mai consistentă de 3 lei și 20. Da, 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 da. Păi ce da. A făcut cu dumneavoastră? Cum v-a pedepsit? Păi m-a luat de mână și a făcut perimetru casei mele. Și a întâlnat cu oameni și îi opream. Vedeți? Ăsta e nepotul meu, a furat. M-a făcut... Vale cuiv. Mai vedeam o hârtie de un leu sau de tot și fugeam ca să nu mă poate. Domnul Gațu, ați fost considerat probabil cel mai mare handbalist român nu, în viață. Nu, nu. Îmi pare rău, dar trebuie să trăiți cu asta. Nu, 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 pentru că cheia succesului echipei în care am fost și eu a fost că niciodată niciunul dintre noi n-a încercat să iasă mai presus decât echipa. Fiind și conducătorul de joc și capitan de echipă de la un anumit moment încoace, așa îi instruiam, zic, Bibi, Birtala, ce, dacă, ce te umfli așa? Ai dat goluri, gata. El având cu cât peste dumneavoastră? Cu 10 centimetri, cred, da, ca înălțime. Da, 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 10 centimetri, chiar mai mult. Da, dar erați o echipă cu personalități foarte puternice. Da, 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 dar... Era foarte ușor să vă țină lumea minte. Eu, din punctul ăsta de vedere, aș spune că am avut bucuria să mai văd niște meciuri de handbal în care se mai și câștiga. Da, da. Și da. Nu se câștiga chiar orice, ci medalii mondiale. Ați fost vicecampion olimpic, aveți bronz olimpic și dublu campion mondial. N-ați fost niciodată foarte înalt, extrem de musculos, vă plăcea să glumiți că ați avut un picior mai scurt da. Și că ați șchiopătat așa diplomatic de câte ori a fost nevoie ca să vă strecurați. Și cu toate astea ați făcut sport continuu, de mic. Am iubit sportul și cred că avantajul generației mele a contat că în afară de sport n-aveam nicio activitate disponibilă să-mi consum timpul. Stăm de vorbă la o cafenea într-un muzeu nou, Muzeu de Artă Recentă din București, aici chiar în inima Bulevardului Primăverii. Da. Deci un loc în care probabil că sportivi ca dumneavoastră nu prea aveau de ce să treacă. Nu cred că vă suna nimeni din vilele astea vreodată nu, să nu, vă nu. Felicite. Nu, nu, nu. Nu ca laudă, dar l-am cunoscut și am devenit prieten cu Berlusconi. E și o istorie care circulă cum că i-ați scos copilul din echipă. Nu, nu. A venit primarul da. Și acolo era ca și aici. Deci tu îmi băgați pe ăla mai grăsuț. Păi tu, cum să-l fac, doamne, eu vreau să câștig meciul. Haideți că e tatăl lui, e Silvio Berlusconi. Cine-i Silvio Berlusconi? Nu știu, nici nu știam. Și la un meci vine, am dat mâna cu el și... L-am băgat să dea un 7 metri, o aruncare și să iasă afară. A ratat, l-am mai băgat odată, a ratat și zic, ia stai aici cu taică-tu cu tot.
După meci însă am fost invitat de primar la o suburbie a unui restaurant unde era numai pentru VIP-urile astea. De atunci întrebam eu când vine Berlusconi. Duminica viitoare. Bun. Și atunci pregăteam meciul. Când venea în tribună. Când venea în tribună și îl băgam și pe copilul lui. La acest proiect care se numește Rețeaua de Idoli, eu încerc să îi privesc în ochi pe oameni care n-au nevoie de niciun fel de prezentare. Ați fost fotbalist o perioadă, când erați foarte mic, n-aș întoarce lucrurile până acolo. Da. Ați jucat și șah, cum a zis încă de la început. Dar cu toate astea, handbalul a venit și va construi viața. Categorii, da. V-ați apucat de handbal într-un fel obligat, nu? De obligat conjunctura de atunci. De structură și de modul în care fotbalul se practica iarna. Neavând unde, ne dădea pauză. Stăteam fără să facem nimic. Și atunci eram elev la liceul Mihai Viteazu din București și s-au înființat școlile sportive. Dar, pe vremea aia, antrenorii, profesorii, că erau profesori și antrenori, din școlile astea sportive veneau și făceau selecție în clase. Eu atunci, neavând ce să fac... Ce înălțime aveți? 1,76 așa. Am avut tot timpul. Și tot timpul subțirel? Da. În niciun caz vreun atlet născut pentru sport? Nu. Și au intrat și în clasa la mine. Și antrenor Franci Spir s-a recomandat. De atunci a devenit pentru mine motiv de mândrie că l-am cunoscut. Nu vrei să te duci la antrenamentele de la... Handball. Eu nu pot, eu sunt fotbalist. Mare fotbalist, da. Veneam la 7:30 la școală, erau numai fetele, băieții plecase. Și zic, unde s-a dus? E la sala recoltă. M-am luat niște tenis și Adidas și m-am dus și eu, începând cu ziua următoare. Și a început să-mi placă. Antrenorul Franci Spir, ca orice om, a prins o gripă și a lipsit și noi jucam fotbal. Ce putea să-mi ofere cineva mai mult decât spațiul să joc fotbal. Stai. Deci ați început un sport care v-a făcut campion mondial de 2 ori, vicecampion olimpic, cu bronz olimpic, pe care la început îl trădați cât puteați de des cu niște fotbal. Da. Adică cum era un pic voie, cum nu vă vedea nimeni, lăsați încolo semicercul și mingea aia mică. Și vă întorceați la fotbal. Ba mai mult, trădeam handbalul și când eram handbalist la Steaua sau la echipa națională, pentru că eu devenisem, rog, un fel de lider și antrenorii îmi spuneau, haide să jucăm fotbal, ceea ce făcea plăcere mie. Și jucam fotbal. Deci plăcerea dumneavoastră vinovată a fost mereu sportul rege. Da, nu ăsta nobil, așa, handbalul despre care vorbim ca și cum am vorbit la diverse. Handbalul fiind, de fapt, unul dintre sporturile de echipă, cred că sportul de echipă care a adus cele mai mari categorii, performanțe categorii, în România. Categorii, da. Cum sună să vorbim în epoca asta, în 2023, despre sport de echipă? Parcă ne întoarcem la arhive, exact ca într-un muzeu suntem. Da. Dar acest spirit de a funcționa împreună, cum spuneți dumneavoastră, de a nu-și dori nimeni să fie mai în prim plan decât ceilalți, se educă, îl avem genetic, l-am pierdut pe undeva? Nu, se transmite din generație în generație. Păi înseamnă că e șeful al generației dumneavoastră, că n-ați avut cui să-l dați mai departe? Exact. Eu când am abandonat activitatea în 78, eram proaspăt vicecampion olimpic, campion mondial în activitate și am zis că mă las de sport. Și țin minte că am avut un regret că n-am participat sau că urma să plece echipa națională la campionatul mondial din 78. Și a venit echipa Cubei să facă un meci de pregătire. Eu cu cei care mă rămăseseră acasă am zis gata, jucăm.
Și am jucat la Sala Florească aici. Sala arhiplină, în paralel însă cu la aceeași oră, polivalentă, se juca un meci tot de pregătire pentru echipa României. Dacă m-ar fi întrebat cineva, vrei să mai joci, nu vii cu noi? Mă duceam, dar nu m-a întrebat nimeni. Am început meciul cu Cuba. Le-am făcut atunci... Cu cât ați câștigat? La 20 de goluri. Dar eu am jucat atunci pentru prima dată numai pentru mine, ca să doar mă vedea Oțelea, care era antrenorul naționale. Cornel Oțelea. Cornel Oțelea. Cu care am fost prieten toată viața și sunt în continuare, dar atunci am zis, bă, să mă vadă Cornel, să... Poate mă mai cheamă odată. Da. Și nu m-au chemat. Domnul Gațu, v-a plăcut tot timpul să glumiți și apropo de cariera dumneavoastră, pe care n-ați tratat-o niciodată ca și cum ar fi ceva excepțional. Da. Ați luat-o așa, ca pe ceva natural, care a venit pentru că pur și simplu v-ați descurcat. Nu știu exact câtă lume știe ce se mai vorbea prin lumea sportului, că după fiecare antrenament rămâneați în sală, da, vă făceați că plecați când erați la Steaua, da, și vă întorceați și mai exersați un pic, că de aici și cât ați înscris din corner, că nimeni nu știe, că ați înscris peste 40 de goluri din corner, ceea ce e foarte rar. Sigur, mai ales că... Ați compensat mereu așa lipsa de anvergură atletică. Să inventez și eu ceva. Da. Altfel, cu o inteligență de joc pe care cred că lumea o recunoștea. Da, și rămâneam după antrenament ca să vreau să fie și pentru ei o surpriză, colegi. Și am ajuns la un meci la Timișoara, Poli Timișoara, echipă puternică, cu Steaua. Și eu pregăteam. Visam și noaptea că cum trebuie să dau ca să... Dar pentru ca să fie... Dar unghiul pare, e foarte complicat, adică să dai gol din corner, să înscrii din corner. Nu, vă spun de, și cum, că nu puteam decât de pe partea dreaptă. Uh-huh. Și... Sunteți dreptagi. Da. Visam să prind momentul și aveam două goluri avans și dă Chici la poartă și în corner, mă duc, zic, gata, o fac. Deci nu știa nimeni din echipă ce pregătiți. Nu știu nimeni. Și iau... Și în momentul când am făcut așa, s-a dus cel, a ieșit din poartă. Și mie îmi trebuia doar atâtea să... Un culoar. Și am dat-o cu efect și a vrut să o ia, dar i-a putut mingea în poartă. De câte ori ați înscris din corner, direct din corner? De vreo 30 și ceva, 40 de ori. În meciuri oficiale, complicate, cu miză? Meciuri internaționale, cu Gummersbach-ul. Câți ani ați fost capitanul echipei naționale? Din 72 până în 78. Până când v-ați retras? Da. 6 ani. Ce trebuie să facă un capitan de echipă de handbal? Eu îi țineam să nu facă ca Gațu, să dea din corner și așa. Nu. Și îi așezam ca pe... Și vă ascultau? Toți, dar ce era, ce era la gura mea dacă nu mă ascultau. Dar ce credeți că v-a impus ca lider? Ambiția mea și faptul că eu respectam jocul. Și respectam și adversarul. E adevărat că făceam niște fente și păcăleam, dar până mă învăța el, dădeam 3, 5, 7 goluri, câte puteam. Erau jucători cu personalitate toți. Într-un fel îl dirigezi pe unul care n-are personalitate și îl iei cu gura și să se miște. Și aș spune că nu erau vedete, erau oameni cu personalități diferite. Sigur că acum da. Vorbim de mari vedete în sport. Da, atunci da. Erau pur și simplu personalități cu ale lor, cu bune și cu rele, sigur, oameni sigur. Complicați, da, care trebuia să știi, să îi convingi. Sigur că da, așa e.
astea existau acele cantonamente, da, despre care cred că puțină lume știe că și la handbal erau atât de lungi. Lungi și... Și e adevărat că după nuntă ați plecat a doua zi, într-o această lună de miere sportivă, ați lăsat soția și ați plecat și v-ați întors după 6 luni? Da. A fost finala unui campionat, 69-70, cu Dinamo. Și așa a fost planificat să se joace luni. Eu planificasem nunta și am făcut-o sâmbătă. Și sâmbătă următoare trebuia să fac căsătoria religioasă și am o planificasem la Beiuș. De unde era soția. Dar eram convocat sâmbătă la Cluj, la echipa națională. În sâmbătă, când urma să fie cununia religioasă. I-am dat telefon, Danicule, ce ai făcut? Păi am făcut, dar trebuie să fac și asta. Sunt la... Unde ești la Beiuș? Păi uite ce, te las eu, dar duminică seară ești la cantonament. Aveam un naș de acolo, din zonă, Racolțea, care fratele lui era tenor la opera din Cluj. Și după ce a luat-o la bord puțin, a început să ne cânte. Eu la ora 12:30 am zis, gata, mă duc să mă culc. Vine și Tamara după mine, ne-a dus la el acasă, în sufragerie. Și eu mi-era somn și aud pianul. Lasă lumea ta cea mare, mi-te dă cu totul mie. Era un cântec din ăsta de dragoste. Da. M-am sculat, Tamara lângă mine îmi face niște oase, că cântă. Pianul lângă pat. La un moment dat zic, măi, neanelule, zic, lasă-ne, domnule, să dormim, că... Am cantonament, plec mâine dimineață. Eu eram făcut la 6, am plecat la 9:30, eram la Cluj. Nunta unui handbalist. Nunta unui handbalist, da. De echipă națională. Da. Dar în cine aveați baza acolo pe semicerc? Cine era ăla la care trăgeați cu ochiul, stânga-dreapta? Ștoclu, care era pivot. Și de multe ori erau și momente mai dificile în jocuri, că toate echipele vreau să ne bată. Și am jucat niște meciuri înghesuite, așa, ca să ne eliberăm, să avem și noi mai mult timp liber. Luni, miercuri, vine, ca să se termine campionatul. Și am jucat la Brașov, cu Dinamo Brașov. Dinamo Brașov, pe lângă faptul că aveau echipă și bună, aveau și ordinele de la București. Bă, băteți-i pe Steaua ca să ne ajutați pe noi, Dinamo. Și se juca pe Bitu, afară. Aoleu, ce lovituri și hârșoneri. Și... Am condus noi mai mult și după aia ajunsesem la un gol noi. Mai văd un minut jumate ce să fac și numai eu jucam. Pasam, luam mingea, mi-o dădea înapoi, numai eu. Și eu alergam și ăștia după mine. Și la un moment dat trebuie să faci numai 3 pași. Și eu epuizasem pașii și n-aveam unde... Și asta e regula de la handball, da? Și n-aveam unde să le dau și am văzut pe Ștocul că se uita la mine așa. I-am dat-o în cap, că n-am mai... N-a ținut. Da. Am preluat-o și atunci mi-am eliberat. Am făcut-o de vreo 3 ori în același moment și am terminat cu mingea la mine. Și de atunci i-am zis, băi, tu o să ajungi pivot al echipei naționale când o să-mi văd eu ceafa. Și se pare că v-ați văzut ceafa. Da. De la un punct încolo v-ați văzut că a fost pivotul echipei naționale multă vreme. Da. Domnul Gațu, ați auzit că sala polivalentă din București o să vă poarte numele? Am citit de curând că există acest plan. Există, dar m-a sunat ministrul actual. Am fost onorat și nu mi-am dat seama că, de fapt, eu schimbasem titulatura sălii Ioan Cung Germănescu, care a fost antrenorul nostru. Și am zis, cum
Să scot numele antrenorului, să-l pun pe al meu. Cum să-l dau la o parte? Și atunci, nu vreți asta? Nu, și am zis că nu. Bine, nu mergem atunci la polivalentă, mergem până la Floreasca, unde cred că ați petrecut, cred că ani din viața dumneavoastră, da, în sala am fost 18 ani președintele federației. V-am adus un coleg, mi s-a părut că erați cam stingher acolo, în curte, la cafenea. V-am adus aici, în praful de la... Cum e asta? Singura sală de sport în care s-a mai jucat sport de echipă până... Da, până în 74 a fost singura sală de sport în care, într-adevăr, s-a jucat jocuri de echipă. Deci handball, basket, volei, aici se jucau cele mai importante jocuri. Deci și de campionat național și de cupe europene. Nu că acum am stat mult mai bine. Acum... Nu mai avem sport de echipă, adică ne-am... Sporturi mai avem, hai să spunem că mai avem, dar din păcate așteptăm, tot așteptăm, așteptăm o sală de sport în București. Vă fac cunoștință cu domnul Cristian Gațu. Îmi face o deosebită plăcere să-l revăd. Când l-ați întâlnit prima dată? El era deja celebru? Oh, sigur că da, sigur. Nu, păi, în 60... Șapte la început. Nu, când ai debutat? 68, aici, 68, în sala Floreasca, la Trofeu Carpați. La Trofeu Carpați făceam parte din aceeași echipă de tineret, pentru că se făceau două loturi și aici a fost primele mele șir la rampă, cum se spune, de sportiv. Domnul Gațu, deci cum a venit acest flăcău? A venit cu căciula aia de ocean. La 1,96 m și cu căciula, cred că avea peste 2 metri. Da, și a dat însă peste 7 metri. Deasupra porții? Deasupra porții și era o stemă care a început să se bălângă. Și noi nu știam, eu n-am fugit din zona aia. Păi el a purtat și o poreclă, dacă știu eu bine, nu? Bi. De ce? Nu, că eu... Nu, vreau să spun că eu am venit cu avionul în București, așa, am venit și ei știi când am apărut pe cerul înstelat al Bucureștiului. Așa. Înțelegeți? Se zicea că e OZN. Dar lăsând gluma la parte, da, sigur că da. Unde mai de la Baia Mare? Pe lângă, eu din Baia Mare am venit, eu sunt din Sălaj, de fapt, născut și... De la Jibou? De la... Născut în Zalău și am făcut liceul la Jibou. Da, acum se spune, ei îmi spun... Că nu mai cheamă Ji, că Bou a plecat la București. Ați suportat asemenea tratament discreționar când ați venit în București? Acum, campion la glume, ați fost tot timpul acolo în vestiar, cred că în echipa de handball din anii aceia. Erați unul mai hâtru ca celălalt. Corect. Da. Și acum, să știți că, deși am ajuns la o vârstă fragedă, înțelegeți, facem glume și rămân glumele foarte... importante pentru noi, ne mai distrăm și ne mai aduce aminte cu mare plăcere de ceea ce s-a întâmplat de-a lungul vieții noastre și ca sportivi și ca oameni și prieteni care am rămas. În 68 ați venit cu avionul de la Baia Mare și ați ajuns aici la Floreasca? Da. Unde deja Cristian Gațu cine era? El era unul din cei mai virtuoși handbaliști ai noștri care, bine, ascundea mingea, nu de noi, pentru că nu se putea, dar că noi găseam repede mingea, dar lăsând gluma la o parte, era deja cunoscut, era deja în echipa națională, mare, deci eu când am intrat în echipa națională prima dată, deci era normal să fie așa. Și chiar m-am bucurat pentru că cu un an înainte nu mă știa nimeni. Deci eu am zis, destul de repede am ajuns în echipa națională, datorită în primul rând două mari calități am avut, înalt și tânăr. Și am ajuns destul de repede în echipa națională, bine, la început ca un om care să țină acolo cu echipa, mai mult... Mai Masai. Da, însă, pe urmă, normal, ca orice om în devenire și în tânăr sportiv, au venit și celelalte pe lângă. Domnul Gațu, câtă lume intră în tribunele astea? 1500 cu publicul și în picioare.
Deci o sală măruntă care, dacă ar avea vorba la ea, să spună câte s-au întâmplat în dacă ar putea povesti. Sigur. Asta era singura arenă pentru niște campioni mondiali. Până în 1977 eram singura țară în Europa care făcea campionatul național de handbal afară, se juca afară, nu în sală. Pentru că nu erau săli suficiente în teritoriu ca să poți să joci. Deci în 1977 a fost primul campionat național în care s-a jucat în sală. Și primul succes major al handbalului românesc, care este considerat? În 61. În 61. Când s-a întâmplat ce? Finală și au câștigat campionatul mondial. Dar 61, 64, 70, 74, 4 ori campioană mondială România, nu? Bine, la două dintre aceste mari reușite ați fost în echipă. Am fost și noi prezenți, da. Sigur. 70-74 ați fost în aceeași echipă. Da. Echipa sigur, campioană mondială. Da, da, corect. Și apoi ați fost împreună și la Olimpiade. Și la Olimpiade. Și la Olimpiade în 72 la München și pe urmă 76 la Montreal. Și uitați așa să înlănțuie Cupa Campionilor Europeni, pe urmă și iarăși Moscova, Olimpiadă. Acolo deja nu am avut seniorul Cristi, Gațu. De-aia am luat numai bronz. Dacă era și el prezent, luam aur. Dar, într-adevăr, nu, handbal românesc a fost cu o tradiție extraordinară, cu performanțe senzaționale, care ne face plăcere să spune acum, știți de ce, ca să se știe. România a avut o echipă de handbal în care putem să fim mândri de ea. Și mă bucur că am făcut și o parte din ea. Cum se pregăteau adversarii pentru confruntarea cu românii? Care au fost cei mai cu temele bine făcute apropo de jocurile cu românii? Serbii ne-au Serbii. Făcut probleme cam tot. Iugoslavia, cum era atunci, da. Da. Iar cea mai plăcută echipă adversă erau rușii, care de fiecare dată îi păcăleam. În afară de Olimpiada din Montreal, pentru ca să spun, ați văzut ce înseamnă o înfrângere. În finala Olimpiadei, Jocurile Olimpice, am jucat cu URSS-ul. Și am pierdut jocul. Deci am venit pe locul 2. Cu ce scor? Suntem vicecampioni, dacă mi-aduc aminte, 19-15. Dar această înfrângere ne-a dus la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, pentru că, să nu uităm atunci, Steaua București și CSKA Moscova erau echipele naționale ale țărilor respective. Toți jucătorii erau concentrați. Erau, nu, și mi-aduc deci revanșa a fost la Cupa Campionilor Europeni. Revanșa a fost Cupa Campionilor Europeni, finala de la Sindelfingen, 1977, și, într-adevăr, înainte de meci, în mod special antrenorul nostru, Cornel Oțelea, spunea băieților, e ocazia să vă revanșați. Sunt mai mulți care ne-au scris de tot ce a făcut handbalul românesc. Toată lumea ne spune, întorceți-vă la oamenii ăia, ăia-s modele, de la ei ar trebui să mai vină inspirația. Credeți că mai funcționează lucrurile astea? No. Adică se mai uită cineva în spate să vadă ce glorie am pierdut? Când mă duc pe stradă pe Moșiro, că stau la Bucurobor, acolo pe Moșiro, mai se uită lumea la mine și zice, mă, ăsta e înalt, fii făcut sport. Și mă salută. Și atunci ai salut și eu. Și mai câte unul mă mai întreabă, nu cumva sunteți domnul Virtalan? Zic, mă bucur foarte mult, bine, e aproape de vârsta mea și atunci știu, dar mă bucur extraordinar de mult când unul mai tânăr mă mai salută. Dar e un lucru important și asta. Noi, în general, și trebuie să spun asta destul de trist sunt, nu prea avem grijă de valorile noastre, mai ales sportive și nu numai sportive. Culturale e o chestiune mai largă, paletă mai largă de gândit, de discuție, dar în general nu. Nu ținem neapărat nevoie ca să noi să ne spună numele, noi, nu. Eu mă bucur foarte mult doar ca să se audă că România a avut o echipă extraordinară, România, echipa României, a fost o echipă care a fost ani de zile neînvinsă în lume. Deci poate suntem printre puținele echipe unicat în sporturi de echipă în care ani întregi n-am fost învinși.
Și este o mândrie și a noastră și a celor care nu iubesc sportul, că am reușit acest lucru. Dar mă gândesc în anii 70-80 atunci, când erați cei mai buni, neînfrânți. Echipa pentru care trebuia să-și facă temele o lume întreagă, da? Ca să vă înfrunte. Cum erați? Când ieșeați așa pe stradă, nu era cultul ăsta al personalităților, al VIP-urilor, nu erați neapărat niște eroi. Dar simțeați cumva că ce faceți contează? Eu n-aveam mașină, deci două titluri mondiale, mergeam cu tramvaiul 21 de la Bucurovor, o luam și mergeam foarte frumos până în Ghencea. Făceam o oră și un sfert, o oră jumate, pentru că schimbam două, trei mijloace de transport. Foarte multe cazuri. Nu v-a plăcut la Baia Mare? Și, da, bun, sigur, așa e Bucureștiul. Și de foarte multe ori când intram în clasa a doua, că era clasa întâia unde era de 30 de bani, nu, 25 de bani, și la clasa tramvai? A doua, la tramvai, clasa erau întâia două și clasa a doua, sigur că da. Clasa întâia era 25 de bani, clasa a doua era 20 de bani. Deci era și o da, zonă sigur pentru băieți. Da, nu. Și când intram, cum prindeam și eu, mai fugeam din mers așa, și mai îmi dădea, zice, poftiți, domnul Birtonos, stai jos, că citeam ziarul. Aveam timp să citesc ziarul. Deci, era un respect deosebit, totuși. Și lumea ne știa. Dar acum ce faceți? Pentru ce aveți timp? Păi acum să mă uit pe Facebook, că mă uit aproape toată ziua. Da. Dar nu numai pe Facebook, e internet și e sportul. Deci handbalul este sportul la care mă uit. Dar ați avut o viață liniștită din punct de vedere, nu știu, al respectului, să spunem că a existat. Dar financiar? Nu, noi n-am apucat zile așa senine ca cei de astăzi. Dar pot să vă dau exemplele clare. La campionatul mondial din 1970 ne-a dat 6.000 de lei. Da, în mână, da, în mână. Deci două salarii. Așa a recompensat statul român un efort pentru care noi ne-am pregătit cam 4 ani de zile. Câte ore pe zi? Cât dura un antrenament? 2 ore pe zi. Cam atât. 2 ore pe zi de 2 ore. De 2 ore, așa, da. Și cantonamentele se făceau unde? Cantonamentul începea pe 5 ianuarie și se termina pe 24 decembrie. Da, 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 așa. Fără glumă. Cantonament cu plecat de acasă, adică nu, chiar... Da, dar vine acasă, adică tot timpul... Și unde, când plecați, adică unde se întâmplau ele? Și în București stăteam la hotel, nu? Aveam cantonament, jucam cu Steaua sau cu echipa națională, sau cu echipa națională plecam la munte, la mare, la mare mai puțin, dar la munte, să ne pregătim. Noi tot timpul eram în pregătire. Aveți deci... idee ca în câte ori ați petrecut în sala asta în care povestim? Acum mă gândeam eu la treaba asta. Mult de tot, enorm. Cred că ați stat mai mult decât în bucătăria dumneavoastră. Ah. Noi am stat împreună mai mult decât cu soțiile noastre. Da. Dar fără glumă. Și că, apropo de recompensă, foarte multă lume mă întreabă. Domnul Birtonos, deci noi eram dublu campion mondial, n-aveam mașină. Singurul care avea mașină era domnul Gațu. Da, de ce? În mod special, pentru că el era un fiu de exploatator, nu ca noi ăștia. Eu muncitor, nu te-am atacat până acum. Nu v-a plăcut cu tramvaiul la clasa întâi. Da, mi-a plăcut tramvaiul, da. Și eu mi-am luat mașina. În 70, când ne-a premiat, ne-a dat ordinul muncii, da, sigur, clasa da, întâia, da, da, era Nicolae Ceaușescu, după a oferit câte o cupă de șampanie și pe grupulețe ne-am așezat la masă, la măsuțe. Și eu am fost în echipa lui Maurer, era... La masa lui. Și mă întreabă așa, ai Cristiane, bă, ai campion mondial, ai ajuns acum, ai fost campion național cu tare, ce-ți mai dorești? Mm-hmm. M-am uitat așa la el. Lăsați. Spune-mă ce-ți mai dorești. Vă întreba cine trebuie, pentru că el chiar putea să rezolve câte ceva. Da, da, da. Păi, și am zis, păi o mașină. Ce mașină vrei? Dacia. Putea să... Mercedesul era departe. Întoarce, era unul, probabil, care notea, zice, iei adresa și mâine
a doua zi mi-a venit aprobarea... Aprobarea de poți să-ți iei mașină. Bani de mașină, n-aveam decât 4.000 de lei. O mașină costa atunci cât? 70 de mii. 70 de mii. Și deci rest... trebuia să iei 10 titluri mondiale și să mai și împrumuți ceva ca să poți să-ți cumperi o mașină. Da. Glumesc. Miloagă la domnul Bibi, mi-a dat 6.000. Adică domnul Birtalan, cum ar fi, da. Domnul Bibi. Domnul Goran, la fel. Și așa am adunat 70 de mii. A mai dat bani înapoi vreodată? Să da, sigur, cu niciun fel de problemă. Nu asta e, da, este trist că ne aducem așa aminte. Nu, eu am spus, glumim, eu din e... titlul mondial mi-am luat un televizor alb color Opera, că asta era foarte important, și un frigider de aici, Găiești. Noi, de la, da, Găiești. Era un lucru extraordinar, m-am bucurat formidabil pentru că am putut să-l am. Și gândiți-vă că nu, adică sunt lucruri care astăzi nimeni nu crede sau nu le vine să creadă. Nu prea ai cum să crezi lucrurile astea, adică erau sunt condițiile. Complet neverosimile. Asta, nu ne-am făcut probleme, nu ne facem nici acum, ferească Dumnezeu, nu spunem, am trăit extraordinar de bine, ne-a făcut plăcere, am iubit acest sport din toată ființa noastră. Și țara. Jucam din plăcere, iubeam totul ce făceam și o făceam și dacă ne dădeau și dacă nu ne dădeau bani. Spuneți-mi cum e momentul ăla pe care l-am auzit evocat de atât de mulți campioni români în care îți cântă imnul. E într-adevăr momentul pentru care merită să trăiești? Adică te gândești la asta și atât de obosit că te încarcă. Înainte, când se intonează imnul, se intonează pentru toată lumea. Auziți că pare așa o declarație patriotică, să-ți cânte imnul, da? Poate că e mai mult de atât. Acum apare, dar să știți că este o chestiune care îl are fiecare, trebuie să-l aibă în el. Dacă nu l-are, înseamnă că nu are, nu știu ce să spun, la noi nu se pune această problemă. Deci ne-a făcut plăcere să le reprezentăm, să facem, să, în primul rând pentru noi. Să nu cedăm, asta este lucrul cel mai important, să nu cedăm, să fim noi cei care îi batem, nu să ne bată ei pe noi. Nu se putea noi numai asta. Noi am jucat handbal, dar pe urmă jucam șah sau tenis sau nu știu ce, între noi. Păi nu se putea, dacă cumva mă bătea Cristi la tenis, era mai bun ca mine la tenis, însă la aici, la șah, băteam de pe tot, pe toți. Dar și nu. La șah? Stați un pic să ne lămurim, care era mai bun la șah? Nu, și eram amândoi buni, dar din când în când, măi, așa... Băi, am fost campion la șah, măi. Și eu, campionul Colentinei. Dar nu vă plictiseați în cantonamentele nu. Astea? Nu, să știți că nu. Ne-a făcut plăcere și acum ne aduce aminte cu mare, ne vedem în fiecare miercuri. Unde vă vedeți miercurea? La un restaurant în care tot timpul suntem prezenți, toți cei 10 care am rămas încă în București campion mondial și ne întâlnim, ne depunem amintirile noastre și, bineînțeles, după 2-3 ore de râsete și de distracție, ne vedem fiecare de treburi. Reușim în modul cel mai serios vorbind, să bem o jumătate de kil de vin toți 10. Asta e o declarație așa publică. Jumătate kilogram, da, pentru atât. Că fiecare are ceva, știți? Na. Știe toată lumea că ajungi când stai foarte mult timp cu cineva, mai ales cu cineva de care ți-e drag, pentru că oricât aveați șarje din astea de glume, e clar că funcționați împreună, pentru că altfel echipele din care ați făcut parte nu puteau să ajungă unde au ajuns. Ajungi să râzi la aceleași lucruri, să glumești despre aceleași situații, să reacționezi la fel. E foarte greu să te regăsești în afara echipei respective. Nu poți, sigur. La inventivitate nu ne bătea nimeni. Aha. Mai ales domnul Cristi și cu încă vreo 2-3 care erau inventivi în tot. A reușit să găsească modalități de a ne simți bine și ne face mici glumițe. Care au fost, la un moment dat, chiar destul de dureroase. Adică? Sau nu știu ce. Adică, de exemplu, să te găsească echipamentul tău și hainele tale în baie, pus în apă. Înțelegeți? Nu înainte de meci, că asta chiar așa nu făceam, că treia să jucăm. După meci. Dar după meci, sau să-ți găsești în pat o broască, sau ceva de genul ăsta, astea sunt lucruri care, adică să-ți găsești, că vinea pe hotel, intra pe geamă, înțelegi, o bruscuță. Adică unde și cui s-a întâmplat? Eram cu Steaua la Galați și pentru că m-a enervat Marinescu, un prieten de altfel cu mine, i-am
Am băgat o broascuță, micuță, și când s-a trecat, și-a început așa, te omor. Am fugit să nu mă omoară. Vă provoc un pic să vă ridicați în picioare amândoi, da, ca să vadă lumea despre ce vorbim. Da. Încă diferența de înălțime și de gabarit e teribilă, da? Bine, acum, da. Îi rog pe colegii mei să fie pregătiți cu camerele, ca să se vadă cam uite cum așa, uite se scrie așa, istorie, așa, da? Uite așa, să mă întind și eu puțin, că nu m-am mai întind de mult. Cu ce mi-am ocupat eu timpul? Doamne, doamne, ce... Auzi, să vă întreb acum dacă aveți planuri de viitor, cum sună asta? Ăsta-i sfârșitul clasei la orice interviu. Sigur, aveți planuri de viitor, înțeleg, domnilor? Păi sigur eroi. Că da. Planul de viitor, în primul rând, să vedem și în echipa națională, făcând ceva. Și marea dorință a noastră este să văd o sală polivalentă de 20.000 de locuri în București. Aproape de noi, vecinii... A, bine, în gură, dar sigur. Și-au făcut... 4 săli de 20. Da, sigur, că da, nu sigur. 4 săli. Ungurii având ce palmares? Ungaria? O medalie de argint. În 1986. Atât. În general, ei ne bat la chestiile astea. Eram președintele federației când, pe baza unei înțelegeri, cu actualul, fostul și actualul președinte al Federației Internaționale, am îndrăznit să depun candidatura României pentru organizarea unui campionat mondial de băieți. Și am candidat cu Croația în finală. A fost o finală în Germania. Eu, neavând prea multe cunoștințe, am zis, îi batem, că vin cu campion mondial din Germania. Era Roland Gunesch acolo, Hansi Moser, Petre Ivănescu, oameni care, pentru care a cântat imnul României la finale și câștigându-le. Și eram foarte liniștit. Încrezător, da. Și cum stăteam așa pe balcon, văd că vine un autobuz din Croația și coboară, am văzut niște gagici frumoase. Băi, ce caută ăștia? Au adus Miss Croația de 3 ani. Una. Deci niște fete frumoase. Fete frumoase, prezentabile și cu asta ne-a bătut. Ne-a bătut cu... Noi ne-am dus cu fotografii. Asta va fi sala noastră. Ei au venit cu fotografiile făcute. Asta e sala în care veți juca. Discuție lungă și cred că nu o să ajungem la un final. Dar eu vă mulțumesc foarte tare că v-ați reunit un pic pe arena asta prăfuită. Într-un loc care am semnat mare parte din viața dumneavoastră și din ce am aplaudat noi de acasă, de pe fotoliu, cum ne place când avem câte o campioană. Mă duc și eu acolo ca să mă vadă toată lumea între doi eroi care au făcut handbalul un sport plin de idoli. Mi-amintesc că ați spus la un moment dat despre Gruia, care era stabilit deja în Mexic, că el a fost un Everest al handbalului românesc, dumneavoastră doar un Mont Blanc. No, că nu, ne jucam cu cuvinte și cu asta și i-am spus, zic, Gruia, dragă, zic că tu ai fost Everestul nostru, noi ai fost pe un cer așa de înalt, ai fost încât el a fost de 7 ori cel mai bun handbalist al lumii. Trebuie să spunem următorul lucru. A fost fiecare jucător, în momentul în care era în echipa națională, a pus randamentul cel mai mare. El a fost unul dintre cei mai mari, așa putem spune de Cristi Gațu, de Vasile Stângă, de alții. Care știți care e ultima provocare? Dacă el a fost Everestul și dumneavoastră Mont Blancul, cine a fost domnul Gațu? No, păi el a fost tot un Everest. Și Everest a fost. Noi am avut un noroc extraordinar. Am avut colegi de echipă care, pe plan mondial, fiecare jucător pe postul lui, din punctul meu de vedere, intra în primii 3 cei mai buni jucători din lume. Altfel nu poți să ajungi campion mondial sau campion olimpic. Hai să dăm un singur exemplu numai ca să știți. Stângă, un jucător excepțional,
din punctul meu de vedere, fără greșeală, nu? N-a putut să ajungă campion mondial, tocmai din cauza că colegii de echipă nu erau la nivelul, nu al lui, al nivelului care trebuie atunci ca să fii campion mondial. V-ați născut la momentul potrivit? Toți, exact. Am prins același tren bun. Sunteți generația de aur, cred că e puțin spus. De platina, ceea ce a avut handbalul de spus. Cam așa. Noi ne considerăm o generație bună, o generație care am dorit performanță, am reușit-o și... Ăsta-i finalul. Bună și nebună. Ștefan Birtalan și Cristian Gaț au fost invitații speciali de astăzi de la Rețeaua de Idoli. Mulțumesc amândurora și dumneavoastră acasă tuturor.